Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Sunt Cristina Stamatin și să vedem titlurile acestei ediții. Maia Sandu ar putea fi penalizată dur pentru inacțiunile ei privind desemnarea unui nou premier, susțin experții constituționaliști. Eu sunt de părerea că orice tergiversare de timp legată de neînaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru al guvernului este un rateu sau este ceva care lovește în imaginea președintelui Republicii Moldova. Ortodoxii de stil vechi sărbătoresc Boboteaza, zi în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în apele Iordanului. Nu vă lăsați păcăliți de gerul de afară, deoarece gheața e încă subțire, atenționează salvatorii care au organizat azi o campanie de avertizare. Republica Moldova este pregătită pentru lansarea campaniei de imunizare împotriva COVID-19. Planul național de vaccinare este elaborat, iar toate cerințele care se regăsesc în regulament au fost realizate. Ministerul Sănătății a anunțat că primele vaccinuri ar putea ajunge în țară la sfârșitul lunii și vor fi oferite gratuit pe platforma internațională COVAX. Planul național de imunizare anticovid a fost aprobat la 11 ianuarie. Documentul prevede clar toate cele trei etape de imunizare. La prima etapă vor fi vaccinați lucrătorii medicali, vorbim de cei care se află în prima linie, după care toți lucrătorii medicali din domeniu, asistența medicală primară, urgență prespitalicească, spitalicească, laboratoare, stomatologie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, instituțiile rezidențiale, asistenții sociali, lucrătorii sociali, adică toți cei care sunt în contact direct cu populația. A doua etapă presupune vaccinarea persoanelor care suferă de boli cronice, a celor care au peste 60 de ani, dar și a angajaților din educație, din structurile de forță și din armată. A treia etapă de vaccinare deja include populația generală și la această etapă vor fi incluși toți cei care nu au fost menționați în primele etape. Ministerul Sănătății urmărește vaccinarea a 70% din populație. Conform recomandărilor OMS, această rată este cea mai optimă pentru dobândirea statutului imun al populației și stopează răspândirea maladiei la nivel de comunitate. Specialiștii anunță că deja s-au organizat instruiri pentru medici, acțiuni care vor asigura un proces de vaccinare cât mai profesionist. Deja am avut instruirile respective săptămâna precedentă, au fost incluși în instruiri toți profesioniștii, persoanele responsabile să cunoască toată procedura de imunizare. Și aici vorbim atât despre respectarea lanțului frig, cât de procesul nemijlocit de imunizare, selectarea persoanelor, monitorizarea reacțiilor adverse. Responsabilii spun că țara noastră este gata de a primi vaccinul în orice moment. Suntem gata și astăzi și suntem în așteptarea acestui vaccin. Avem toate facilitățile pregătite, inclusiv pentru vaccinul care necesită păstrare la temperatura minus 70 de grade. La fel, suntem gata de a primi vaccin care are necesitatea de a fi păstrat la minus 20 de grade și, respectiv, sunt toate capacitățile pentru a asigura lanțul rece, având disponibile frigiderele în toată țara. Ministerul Sănătății din România, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru că sunt reguli de solicitare a informației, și am solicitat de la Ministerul României, Sănătății României, să ne prezinte careva date privind lotul despre care a fost menționat. Până la moment nu am primit un care v-a răspuns la subiectul dat. Această cifră, de fapt 20% din populația țării, noi reprezintă circa 700.000 de vaccinuri pe care urmează să le primim etapizat și conform informației care am primit-o două săptămâni în urmă de la directorul Gavi, ne-au informat că, de fapt, primul lot de vaccinuri urmează să vină până la sfârșitul lunii ianuarie, cu posibilitatea de vaccinare în primele zile din februarie.
Ministerul Sănătății menționează că se duc negocieri permanente cu OMS privind vaccinul anticovid, dar și cu UNICEF, care vin cu ajutoare consistente de fiecare dată când este nevoie. Amintim că zilele trecute, Igor Dodon, președintele PSRM, a declarat că a fost într-o vizită neoficială la Moscova, unde a convenit asupra oferirii Republicii Moldova câtorva sute de mii de doze de vaccin Sputnik V dezvoltat de Rusia. Astăzi în Moldova au fost înregistrate 394 de cazuri noi de COVID-19, iar 436 de pacienți au fost declarați vindecați. La ora actuală, în spitalele din țară sunt internați peste 2200 de pacienți confirmați cu noul coronavirus, dintre care 233 în stare gravă. De asemenea, acasă cu forme ușoare de COVID-19 se tratează peste 3800 de persoane, iar 19.000 sunt monitorizate de medicii de familie. Cu regret, astăzi au fost înregistrate și 15 decese. Președintele țării Maia Sandu a încălcat Constituția, este concluzia experților în drept constituțional, care susțin că primii pași făcuți de fostul lider PAS în funcția de șef al statului sunt un rateu care ar putea fi penalizat dur, inclusiv cu suspendarea din funcție. Declarațiile au fost făcute în contextul refuzului Maia Sandu de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Potrivit experților, legislația în vigoare prevede termeni clar pentru lansarea procedurii de desemnare a candidatului pentru funcția de premier, aceștia fiind încălcați de șeful statului. În momentul de când prim-ministru, fost prim-ministru Chico Repus cerere demisie, 15 zile, în timp de 15 zile, doamna președinte, trebuie să înceapă negocierile cu partidele parlamentare pentru a identifica persoana care poate să fie investită în funcție de candidat la prim-ministru. Ceea ce, doamna președinte, părerea de a procedat în felul următor, nu știu care au fost motivele pentru a proceda în așa mod, dar cel puțin vreau să spun, Constituția a fost încălcată. Astfel spun constituționaliștii, Maia Sandu, dar și foștii săi colegi din Partidul Acțiune și Solidaritate au eșuat grav în fața alegătorilor cărora le-au promis anticipate în cel mai apropiat timp. Eu sunt de părerea că orice tergiversare de timp legate de neînaintarea unui candidat la funcția de prim-ministru a guvernului este un rateu sau este ceva care lovește în imaginea președintelui Republicii Moldova, fiindcă dacă doamna Maia Sandu înainta pe data de 28 decembrie un candidat la funcția de prim-ministru a guvernului, de acum era aproape o lună, expirase și era tot mai aproape de alegerile parlamentare anticipate. Este evident că eșec și nu doar personal a doamnei Sandu, dar și a partidului PAS, pentru că anume reprezentanța acestui partid insistau asupra încălcării Constituției, asupra căutării unor soluții în afara Constituției, și anume dizolvării Parlamentului prin votul majorității Parlamentului, ceea ce nu este prevăzut de legea supremă a statului. Astfel, actualul șef al statului nu se poate eschiva de la atribuțiile sale constituționale, iar propunerea unui candidat pentru funcția de premier este singura cale corectă și legală, spun experții în drept. Prin hotărârea ale Curții Constituționale s-au dat interpretări foarte exacte și s-a spus că dacă există o candidatură propusă de o majoritate formalizată, cum s-a mai întâmplat de altfel, atunci președintele este obligat să accepte acea propunere făcută de majoritatea parlamentară atestată și să înainteze respectivul candidat. Dacă nu este îndeplinită această condiție, tot curtea a spus foarte clar că președintele este obligat oricum să înainteze un candidat, oricare ar fi acesta. În caz contrar, Maia Sandu riscă să fie suspendată din funcție. Juriștii declară că actuala legislație nu prevede o altă pedeapsă pentru încălcarea Constituției decât cea politică. În acest sens, ar fi necesară modificarea codului penal pentru tragerea la răspundere a demnitarilor. Dacă doamna președinte nu îndeplinește aceste prevederi, spre regret, acțiunile ei se încadrează, acțiunile președintelui, vorbim la modul general, da? Se încadrează în prevederile articolului 89 din Constituție, cu titlul suspendarea, și aliniatul 1 ne spune că pentru încălcări grave a Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție. Și dacă Parlamentul cu votul la două treimi suspende, din ziua ce este suspendat și se supune referendumului timp de 30 de zile, și dacă și referendumul aprobă,
se constată demisia președintelui. Eu sunt de părerea că e bine ca în codul penal al Republicii Moldova să fie specificat un articol pentru încălcarea deliberată a Constituției Republicii Moldova din partea persoanelor cu demnitate publică, din partea președintelui, din partea deputaților, prim-ministru, miniștrilor, că atunci când deliberat ei încalcă Constituția, să fie pasibil de a fi atrași la răspundere penală. Și în felul acesta vom avea două mecanisme ca să impunem persoane cu demnitate publică să-și onoreze obligațiunile constituționale. Guvernul Chicu a demisionat pe 23 decembrie 2020. Președintele Maia Sandu refuză să desemneze un candidat pentru funcția de premier. Foștii colegi de partid al șefului statului s-au adresat la Curtea Constituțională pentru a cere permisiunea autodizolvării Parlamentului. Înalta Curte a statuat că acest lucru este inadmisibil. Socialiștii au depus o sesizare la Curtea Constituțională în care cer numirea termenului limită pe care îl are președintele pentru a înainta o candidatură la funcția de prim-ministru. PSRM le mai cere magistraților curții să spună dacă șeful statului încalcă prevederile Constituției prin refuzul de a desemna un candidat la funcția de prim-ministru și, dacă da, ce pedeapsă riscă. Sesizarea depusă de PSRM conține 6 întrebări. Cea mai importantă este cea în care curții îi se cere să numească termenul limită până când președintele urmează să facă prima desemnare a candidatului la funcția de prim-ministru în cadrul termenului general de 3 luni. Să nu mai existe situații când cineva încearcă, manipulând opinia publică sau jonglând cu legea sau încercând să scoată din mâncile sale câte un as, care de fapt nu este azi, dar este o carte de valoare foarte mică, să ajungem la dizolvarea Parlamentului, să dăm posibilitatea cetățenilor să ne judece pe noi pe toți. Potrivit socialiștilor, Curtea Constituțională trebuie să spună clar ce se va întâmpla dacă șeful statului nu își va asuma responsabilitatea numirii unui candidat pentru funcția de premier, încălcând, potrivit deputaților PSRM, legea supremă a țării. Noi trebuie să avem o claritate în acest sens. Vedem că președintele țării, care trebuie să aibă o poziție proactivă și în același timp să fie un mediator, dar nu o persoană care să facă jocul politic a unor fracțiuni din Parlament, sau mai bine zis, a unei fracțiuni din Parlament sau a unui partid, membru căruia dumnei era până nu de mult. În aceste condiții, deci vrem ca Curtea Constituțională, în primul rând, pentru societate, pentru cei care încearcă să manipuleze cu buchea și spiritul Constituției, să dea niște răspunsuri clare și după aia să președintele țării să acționeze în conformitate cu aceste hotărâri sau această hotărâre a Curții Constituționale. Ieri Curtea Constituțională a dat de înțeles că există doar două căi de dizolvare a Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Prima este lipsa de activitate parlamentară timp de 90 de zile, scenariu inadmisibil în condiții de pandemie, cred socialiștii. Iar a doua opțiune ar fi imposibilitatea constituirii guvernului, cea mai potrivită, consideră deputații PSRM. Dacă se dorește într-adevăr ceea ce au reiterat toate fracțiunile parlamentare, inclusiv Partidul Socialiștilor, noi suntem fermi pe poziții că acest Parlament urmează a fi dizolvat și unica soluție în acest sens este soluția constituțională prin neinvestirea de două ori a cabinetului de ministri. Deci, anume pe această cale, noi urmează să mergem. Socialiștii sunt convinși că există soluții de ieșire din criză. De asta, aceștia le cer magistraților curții să se pronunțe ce riscă șeful statului pentru nerespectarea prevederilor Constituției. Iar una din tentativele de a afenta legea supremă a fost declarată neconstituțională, cea privind autodizolvarea Parlamentului, ideea susținută atât de șeful statului cât și de membrii PAS. Întrebarea principală este care este sancțiunea în cazul în care președintele în continuare refuză sau nu vrea sau întinde, da, acest termen, întinde timpul pentru desemnarea
unui candidat la funcție de prim-ministru. Socialiștii îi cer curții constituționale să ofere un răspuns de urgență, așa cum de la demisia cabinetului Chicu au trecut deja 25 de zile, iar Constituția stipulează că președintele trebuie să înainteze o nouă candidatură timp de 45 de zile. Iar șeful PSRM, Igor Dodon, a declarat că socialiștii îi cer Maiei Sandu numirea unui candidat pentru funcția de prim-ministru până la 1 februarie, când începe sesiunea de primăvară a legislativului. Președintele țării nu poate ignora prevederile Constituției și trebuie să vină cu soluții pentru a scoate țara din criza politică. Declarația a fost făcută de liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, fostul partener al actualului șef de stat, Maia Sandu. Năstase insistă că singura cale legală pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate este propunerea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Liderul PPD a făcut aluzie la faptul că actualul președinte trage de timp blocând intenționat procedura de declanșare a anticipatelor. Iată că noi avem deja cam 4 săptămâni din momentul în care ar fi putut fi declanșat o asemenea procedură. Nu a fost. Lupta continuă, mai ales pe timp de criză, pe timp de pandemie, pe timp de sărăcie, luce în care, iată, ne-am pomenit cu toții după această pandemie, nu ne duce prea departe. Deci, cred că trebuie găsite soluții. Potrivit lui Andrei Năstase, prevederile Constituției nu pot fi ignorate sau interpretate. Din aceste considerente, o altă cale decât numirea unui candidat pentru funcția de premier nu există. Unde e lege, nu-i docmeală, iar când este vorba de Constituție, Constituția trebuie respectată și trebuie implementată, sau rigorile Constituției trebuie puse în aplicare. Președintele Platformei Demnitate și Adevăr a amintit despre o criză similară din România care a avut loc acum un an când a căzut guvernul Orban. Atunci liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, a ales să respecte Constituția și a desemnat un candidat pentru funcția de prim-ministru. Și atunci domnul președinte Iohannis a ales calea constituțională. De asta spun că calea constituțională este cea mai corectă. Acum, dialogul dintre parteneri și nu doar dintre parteneri. Pentru că un președinte și nu doar un președinte, și un prim-ministru și un alt funcționar public trebuie să caute soluții. Curtea Constituțională a anunțat luni că Parlamentul nu se poate autodizolva cu 2/3 din voturile deputaților pentru a declanșa alegeri anticipate. O sesizare în acest sens a fost depusă de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate, care au cerut interpretarea prevederilor constituționale. Această procedură a fost susținută în repetate rânduri și de președintele Maia Sandu, care refuză să numească un candidat pentru funcția de premier. Șeful Cabinetului de Ministri, Ion Chicu, și-a anunțat demisia în data de 23 decembrie 2020. Majorarea esențială a prețurilor la carburanți va crea scumpiri în lanțul de producere. Este atenționarea procesatorilor de carne care prognozează pentru anul în curs o scumpire a produselor finite. Prestatorii declară că ramura este afectată de criza pandemică, dar și de concurența neloială, iar scumpirea carburanților pune o nouă presiune pe întreprinderi. În industria procesatoare de carne din țară activează 55 de întreprinderi. Criza pandemică a afectat și acest domeniu, produsele fiind mai puțin solicitate de populație. O altă mare problemă a ramurii este concurența. Concurența ne face invazia tot mai masivă de produse de import. De produse din import aduse de rețele internaționale, care sunt mai produse într-un mediu mai concurențial, într-un mediu mai avantajos, punct de vedere concurențial. Sergiu Grădinaru susține că majorarea prețurilor la carburanți pune o nouă presiune pe domeniul zootehnic. Majorarea prețurilor la carburanți o să influențeze proporțional diferite industrie în mod diferit. Depinde cât e de energofagă industrie. Deci industria crescătorilor probabil că va fi afectată într-o măsură mai medie, cel mai tare vor fi afectați agricultorii care cultivă cereale, care sunt nutrieți pentru creșterea animalelor. Astfel, în lanț va fi afectată toată industria, iar pe final vor avea de suferit consumatorii nevoiți să procure produse la prețuri mai mari. Este posibilă și destul de probabil majorarea prețurilor, dat fiind faptul majorării prețurilor la carburanți. Președintele Asociației Procesatorilor de Carne susține că industriașii au nevoie de un mecanism clar și transparent a formării prețurilor la carburanți pentru a-și putea planifica cheltuielile. Mult mai important este mecanismul formării prețurilor la carburanți, care ar trebui să fie unul transparent și regulat. Deci să fie un regulator pe piață care să aibă încredere de la populație.
Amintim că în lunile decembrie-ianuarie, produsele petroliere vândute în Moldova s-au scumpit de 3 ori. Ultima majorare a avut loc săptămâna trecută. Astfel, benzina Euro 95 este vândută acum la prețul de 17 lei și 75 de bani pentru un litru. În prima jumătate a lunii decembrie, prețul minim de comercializare a benzinei era de 15 lei și 45 de bani pentru un litru. În aceeași perioadă, motorina s-a scumpit cu peste un leu în funcție de rețelele PECO. Acum, prețul mediu pentru diesel este de 14 lei și 72 de bani. La începutul lunii decembrie, prețul motorinei era de 13 lei și 5 bani per litru. Gazul lichefiat costă 10 lei și 12 bani sau cu 60 de bani mai mult. La începutul lunii decembrie, acest tip de combustibil era vândut la prețul de 8 lei și 92 de bani. Ne mai așteaptă încă o noapte geroasă. Mâine dimineața la nord sunt prognozate până la minus 12 grade. Totuși, cel mai frig a fost noaptea trecută, când la Brăicene au fost minus 21. Care sunt prognozele în Europa și pe alte continente, aflați la finalul jurnalului. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a fost reținut astăzi și urmează să fie pus sub învinuire. El a fost audiat și acuzat într-un dosar care conține 4 capete de acuzare. Exces de putere, fals în act, arestare ilegală și tragere la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Viorel Morare s-a prezentat astăzi împreună cu avocații săi la sediul Procuraturii pentru cauze speciale, unde a fost citat pentru a fi audiat în calitate de bănuit. Ilegalitățile imputate, potrivit probatoriului, au fost comise în cazul a doi frați care sunt coproprietarii unei rețele de benzinării, reabilitați recent în drepturi după ce s-a ajuns la concluzia că în anul 2018 au fost persecutați, reținuți, arestați, deposedați de avere și trași ilegal la răspundere penală într-un dosar la comandă. Printre cei care au instrumentat și gestionat acest dosar figurează și actualul șef interimar al Serviciului Antidrog din cadrul Poliției de Frontieră, care la fel a fost deja pus oficial sub învinuire pentru aceleași acțiuni care ar fi fost comise de Viorel Morare. În acest dosar, încă doi figuranți au fost citați la procuratură pentru audiere. Este vorba despre un fost procuror anticorupție și un ofițer de investigație care, în ajun de ziua citării, s-au îmbolnăvit subit, susține Procuratura Generală printr-un comunicat de presă. Viorel Morare, în vârstă de 43 de ani, a fost numit șef al Procuraturii Anticorupție în aprilie 2016. În curând, pe străzile capitalei vor circula încă 10 troleibuze noi, asamblate la Chișinău. Vehiculele de ultimă generație au fost achiziționate de la uzina din Minsk, iar acum se află în proces de asamblare la atelierul de reparație al întreprinderii Regia Transport Electric Chișinău. Troleibuzele sunt dotate cu sisteme de aer condiționat, camere de supraveghere și prize USB pentru călători. Sunt dotate cu 10 prize USB duble, 5 camere de luat vederi, 6 și una, o cameră pe acoperiș avem. De asemenea, sunt toate cu sistem de aer condiționat, cât în salonul troleibuzului, atât și în cabină. Deja diferă constructiv geamurile, un pic designul, partea este un pic mai aerodinamică. Lucrările de asamblare sunt în toi, iar meșterii spun că în câteva săptămâni noile troleibuze vor fi gata să iasă pe liniile din capitală. Se instalează mai întâi barele în salon, se instalează iluminarea, iluminarea este toată pe bază de LED, și a salonului cât și exterioară. Se instalează scaunele, indicatoarele de rută, se efectuează toate conexiunile cablurilor electrice. În mediu, asamblarea unui troleibuz durează de la 5 la 7 zile lucrătoare. Asta primul troleibuz. Restul deja merg pe etape undeva la 3 zile următorul troleibuz. La rândul lor, muncitorii spun că, deși noile scheme de asamblare sunt mai complicate, munca este mai interesantă, deoarece află lucruri noi. Diferă monitor, butoanele de la uși, înainte, înapoi, sobele în partea cealaltă. Eu cinstit vă spun, nu, cam greu, dar este greu, dar și mai interesant. De ce? Unde e? De exemplu, spun mai interesant, fiindcă ceva nou. De exemplu, cum ești troleibuzul cei care au fost mănânte, erau scurăți ca altfel, rățăcă. Și ceva nou și acum deamă interesant. Amintim că la sfârșitul anului trecut, pe străzile capitale au fost scoase 5 troleibuze noi articulate din Belarus și 5 troleibuze articulate cu parcurs de model Solaris din Riga. De asemenea, în această perioadă se execută deservirea tehnică a celorlalte 10 troleibuze de model Skoda, care au fost procurate din orașul Riga. Până în luna martie, la Chișinău urmează să ajungă încă 20 de troleibuze noi clasice din Belarus.
Ortodoxii de stil vechi sărbătoresc astăzi botezul Domnului Iisus Hristos. De dimineață, în toate bisericile din țară au fost oficiate liturghii dedicate bobotezei. În cadrul serviciilor divine, ca și ieri, preoții au făcut aghiazmă pentru enoriași. Lăcașurile au fost pline de credincioși care au venit să-și ia acasă apă sfințită, dar și să se roage pentru sănătate, pace și bunăstare. Liturghia de bobotează de la Catedrala Mitropolitană din Capitală a fost oficiată ca de obicei de înalt preasfințitul Vladimir. Ce cercetează via aceasta și o întărește pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. După slujba din interiorul catedralei, soborul de preoți condus de mitropolitul Vladimir au ieșit în scoară acolo unde au făcut aghiazmă pentru credincioși. Asta e sfânta apă care trebuie fiecare creștin să o aibă în casă. Credem în unul Dumnezeu ca să fie pace, liniște și bună stare. Este ceva sfânt pentru noi, fiindcă fiecare creștin ortodox este botezat de mic copil și pentru familia noastră este o sărbătoare care noi o sărbătorim toți. Să luăm aghiazmă, să sfințim puțin în casă, să servim în fiecare dimineață. Botezul înseamnă sărbătoare mare, sfântă, s-a botezat Domnul Iisus Hristos. E o sărbătoare foarte mare pentru familia noastră. Ne stăruim să venim la biserică, la slujbă, pe urmă venim la apă sfințită și casă. Printre enoriașii prezenți la serviciul divin au fost și liderul PSRM Igor Dodon și ministrul în exercițiu al apărării Victor Gaiciuc. Ca de obicei, în fiecare an particip de bobotează la slujba de la Catedrala Metropolitană. Este o sărbătoare mare și vedeți că în acest an, așa cum este primit, cele mai mari geruri sunt anume de bobotează. Eu ultimii 10 ani în fiecare an intru în apă și cred că și în acest an vreau să urez sănătate tuturor creștinilor, tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent unde se află, Republica Moldova sau în afara țării, sănătate tuturor și cu Doamne ajută! După slujbă, așa cum a și promis, Igor Dodon a mers la mănăstirea Țigănești, acolo unde s-a scăldat în apele rece ale unui bazin amenajat în curtea lăcașului. Amintim că astăzi este sărbătorit botezul Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul, care va fi cinstit mâine de ortodoxii de stil vechi. Un obicei de bobotează este și scăldatul la copcă în prezența preotului din localitate, iar pe alocuri și a unui cor bisericesc. În mai multe zone are loc și așa zisa întrecerea bărbaților la not după cruce. Preotul aruncă o cruce în apă și mai mulți bărbați se întrec pentru a o duce înapoi. Cu apa sfințită în aceste zile de preoți și arhierei sunt binecuvântate casele credincioșilor. Aghiazma mare este păstrată tot anul. Apa este ținută la loc de cinste în vase curate în care se pune de obicei un fir de busuioc. De la ajunul bobotezei, adică din 18 ianuarie, aghiazma este băută timp de 8 zile la rând. Boboteza este amintită încă din secolul al II-lea după Hristos. În primele secole, botezul lui Hristos era marcat în aceeași zi cu nașterea Domnului, tradiție păstrată în prezent doar de Biserica Apostolică Armeană. Începând cu secolul al IV-lea, cele două sărbători au fost separate. Elementul principal al bobotezei este apa. Credincioșii spun că astăzi apa are proprietăți miraculoase. Iată de ce în cele două zile, când se sfințesc apele, enoriașii își fac rezerve de aghiazmă, din care beau câte puțin tot anul și își stropesc casa și gospodăria. Iar pentru o sănătate de fier, se spune că te bobotează, e bine să te scufunzi în apa rece ca gheață. Asta s-a întâmplat astăzi la Mănăstirea Condrița, unde cei mai curajoși au sfidat gerul crâncen de afară și au făcut o baie la copcă. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste dânsul. Și glas din ceruri s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit.
Botezul lui Iisus Hristos este descris în Evanghelie. Odată când Ioan Botezătorul îndeplinea ritualul tradițional al botezului în râul Iordan, la el a venit și Iisus Hristos pentru a fi botezat. Ne bucurăm între această sfântă și mare sărbătoare, fiindcă, în primul rând, s-a arătat Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, prin glasul care s-a auzit că acesta este Fiul meu prea iubit, întru care bine am voit, Dumnezeu Fiul Iisus Hristos, cuvântul întrupat, și Duhul Sfânt în chip de porumbel. Astăzi, când creștinii pe stil vechi au marcat boboteaza, cei mai curajoși s-au scăldat în apele înghețate, chiar dacă termometrul arăta minus 10 grade. În chip de porumb adevărat, întărirea cuvântului, ce te arăta Hristos de Dumnezeule, și lumea, lumina slăvății. Dar e nu primul raz, каждый год купаюсь. Ваш организм выдерживает, вы не болеете? Выдерживает, нет, не болею, наоборот, лечусь. Foarte bine. Dumnezeu ne ajută să trecem și tot. Mamă, de ce să participăm fiecare an? Este o minune. Apa e caldă, tot e bine. Mă simt destul de bine. Nu, e prima dată când intri în apă, e mai frig, după care te acomodezi, e destul de normal. Mai mult sperii decât e frig. Prietenii m-au convins. A spus că hai că e bine, prima dată e mai greu, după care mai vrei. Au fost și femei care au avut curajul să se scalde în apa rece ca gheața. Nina Orlov spune că pentru ea această baie nu este un capriciu sau încercarea de a demonstra ceva. Ea spune că s-a scufundat prima dată pentru a scăpa de un diagnostic teribil și a scăpat de boală. Îmi place foarte mult, sunt foarte mult femei, oricum fi femei. Noi, eu mă scald de acum ultimii 4 ani. E o senzație extraordinară. Dacă ești credință, Domnul tămăduiește. Tămăduiește bolii sufletești, trupești. Vladimir Trelea, preotul mănăstirii Condrița, nu s-a scăldat azi, dar spune că a încercat scăldatul la copcă mai demult într-o biserică din Rusia. Am participat la minus 30, da. E ceva absolut de nedescris, trebuie să treci prin asta. În schimb, este un efect benefic asupra sănătății. Eu avem probleme cu sănătatea, căutam leacul și l-am găsit anume în aceste afundări. Astăzi, enoriașii au venit la biserică după apă sfințită. Принято считать, что вода в период крещенских праздников обладает уникальными свойствами. Может приносить удачу, процветание и даже исцеляет от болезней. Обычно во всех храмах устанавливают резервуары, из которых каждый верующий может набрать воду. А в Кондрицком монастыре сегодня набирали воду из освященного родника. Credincioșii spun că apa sfințită nu se învechește niciodată și că poate fi păstrată ani în șir. De bobotează, ei își fac rezerve pentru tot anul și o folosesc cu grijă. Este gheazma cea mare să schimbă structura apei în ziua când se botează Domnul nostru Iisus Hristos. Și apa devine un elixir al pentru sănătatea sufletească și trupească. Dimineața, bine mâncate, un gât de gheazmă. Înainte de a ne porni la treabă, pe la serviciu. Мы кропим в доме. Если есть животные, птицы, у них тоже в огороде кропим. Все болезни, все враги уходят от нас. În popor se spune că la bobotează se sfințesc toate apele, nu doar cele din biserici și mănăstiri, inclusiv apa de la robinet, cred unii. Iar în condițiile actuale de pandemie, aceasta e o adevărată soluție. Aviz amatorilor de pescuit la copcă, nu vă lăsați păcăliți de gerul crâncen de afară, deoarece gheața este încă subțire. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență susține că stratul de gheață format pe bazinele acvatice din țară nu depășește 5 cm. Ori asta înseamnă că riscați să vă pomeniți în apă. În cazul în care suntem martori la un asemenea incident, trebuie să ținem cont de câteva sfaturi generale de acordare a primului ajutor pentru persoanele ajunse sub gheață. Este interzis să-i dăm alcool, deoarece alcoolul este vasodilatator și el încă mai tare o să piardă temperatura corpului. Este interzis să-i dăm cafea, deoarece este iarăși diuretic. În cazul nostru, dacă persoana este conștientă, noi îl învilim, îl monitorizăm. Alcoolul nu se permite și cafea, doar lichid cald, ceai, dacă persoana este conștientă.
Dacă persoana este inconștientă, este interzis, noi să administrăm lichid. Conform scenariului, în timpul operațiunii, unul dintre salvatori s-a prăbușit și el sub gheață, încercând să se apropie de persoana aflată în apă. Prin această manevră, angajații IGSU au încercat să demonstreze cât de important este să cunoaștem regulile tehnicii securității și cum anume trebuie să intervenim în timpul operațiunilor de salvare. Trebuie să știm să folosim echipamentul, adică ca în timpul în care se dă alarma, noi să fim gata să-l folosim, să nu apară vreo defecțiune, el trebuie să fie verificat din timp. Dacă apare defecțiune în acel timp, iarăși se pierde timp prețios. Trebuie să știm metode de apropiere de victimă, trebuie să știm cum acționăm în cazul în care noi singuri devenim victime, spre exemplu cum am căzut și eu în apă, eu fiind scafandru care am încercat să-i acord ajutor, m-am prăbușit și eu. Și respectiv am fost și eu scos din apă de către colegii mei și am avut rolul de victimă. Potrivit reprezentanților IGSU, grosimea gheții pe bazinele acvatice din țară nu este suficientă pentru a permite ieșirea pe lacuri sau râuri la pescuit, patinaj sau chiar o simplă plimbare. La momentul actual, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează grosimea gheții de până la 5 cm. În nordul Republicii avem 5 cm, în sudul Republicii până la 4 cm. De în acest context, gheața se consideră fragilă și nu se recomandă ieșirea cetățenilor la gheață. Salvatorii atenționează că o atenție sporită trebuie acordată minorilor. Persoanele care au în grijă copiii sunt rugați să-i monitorizeze strict și să nu le permită jocul în preajma bazinelor acvatice. Potrivit IGSU, de la începutul anului nu au fost înregistrate cazuri de prăbușire sub gheață. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Rămâneți aproape, la ora 21 începe buletinul în limba rusă. Să aveți o seară liniștită. La revedere!